Bună seara! Am intrat într-un live alături de voi să vă iau la o scurtă plimbare cu mine. Și pentru că astăzi este ultima zi din luna februarie, declarată și o luna iubirii, și urmează luna martie, unde iarăși avem o lună declarată femeii sau dedicată femeii, am zis să vă iau cu mine la o scurtă plimbare de seară aici, sunt în Egipt, și să vă răspund la câteva întrebări pe care le-am avut în ultima perioadă, așa pe scurt. Mă întreba cineva de ce mă simt așa de atrasă de Egipt. Dacă cumva cred în ideea de reîncarnare. Dacă cumva simt că am trăit aici în altă viață. Și pentru că tot m-au urmărit aceste întrebări în ultima perioadă, bună seara, să știți că văd și întrebările voastre aici, dacă aveți ceva să mă întrebați, să știți că nu stau mult în live. Dacă aveți așa dintr-o dată o întrebare și vreți un răspuns din partea mea, cu mare drag sunt aici alături de voi. Și după cum spuneam, tot au apărut tot felul de întrebări legate de chestiunea aceasta cu reîncarnarea și de ce se simte un om atras de un loc anume, cum și eu mă simt atrasă de Egipt. Dar vreau să știți un lucru foarte important, mă simt foarte atrasă de România. Și n-aș pleca niciodată din această țară și n-aș lăsa pentru nimic în lume țara mea, și anume România, pentru că acolo m-am născut, acolo am crescut și acolo sunt rădăcinile mele. Dar iată că omul poate să-și găsească cumva mai multe case sau să se simtă acasă și în alte locuri. Și ca răspuns, să știți că și eu m-am întrebat deseori oare ce mă atrage aici în Egipt? Și ca răspuns, așa unul destul de simplu și direct, mă atrage foarte mult să cunosc omul, să cunosc cultura și m-au atras oamenii de aici, în mod special modul lor de a se raporta la ceilalți oameni și dragostea care o au în privire. În țara noastră noi avem latura aceasta foarte cordială, întâmpinăm omul, ne place să avem grijă de cei pe care îi întâlnim, chiar și cei care vin din altă țară, suntem foarte prietenoși. Și aici m-am simțit iarăși primită foarte bine și să știți că mult contează modul în care oamenii te primesc. Și ca mesaj de seară vreau să vă spun că atâta timp cât găsești un om care te primește cu mare drag, indiferent din ce colț al lumii face parte acel om și din ce cultură, peste tot poate să fie acasă. Și de aceea am ajuns aici, pentru că iarăși am simțit acea căldură în privirea oamenilor și m-au primit ca acasă. Și cel mai important, pot să spun că mi-a plăcut dorința aceea de a-și deschide omul inima. Și rar mai întâlnește în zilele noastre un om care să-și deschide inima și să vorbească din inimă. Și aici să știți că sunt foarte mulți oameni care n-au cu cine vorbi, cum sunt de altfel și la noi în țară, să vorbească așa din inimă, de la inimă la inimă, să-și verse oful, să spună cuiva ceva. Și întotdeauna când apare un străin, chiar și la voi în țară, dacă ar apărea, nu știu, un om străin sau chiar un străin în fața voastră, parcă altfel te deschizi în fața lui decât în fața oamenilor pe care îi cunoști. Și am învățat foarte multe de aici și cu această ocazie vă aduc și vouă mereu lucruri noi și învățături noi. Și ca și un anunț, nu știu dacă vedeți bine aici în spate, să văd lumini frumoase, mâine începe ceva foarte important, foarte important. Cursul de numerologie susținut de Eduard Agachi pe o platformă unde puteți urmări online, în ritmul vostru, în timpul vostru liber, când vreți voi, cu o limită anume a timpului pentru fiecare modul în parte. Așadar, puteți să intrați pe secretulnumerelor.ro, iar de mâine sunt așezate cursurile pe care voi doriți să le urmați alături de el. Așadar, o să fie o premieră de mâine, alături de Eduard Agachi, puteți să urmăriți și să participați la cursul de numerologie. Sunt 9 module și, după cum am spus, sunt frumos făcute și formate în așa manieră încât puteți urmări la orice oră. Hi! Hello! Și ar fi minunat dacă ar avea pentru început oamenii susținătorii care doresc să fie alături de el și să împărtășească și un feedback. Așadar, puteți intra pe site-ul Secretul Numerelor la secțiunea cursuri și acolo puteți să vă înscrieți deja la cursurile online de numerologie. Să știți că nu există nicio platformă, și vă spun sincer, fără modestie, așa o platformă online de numerologie și cu atât de multe aplicații speciale și atât de multe modalități prin care poți să faci calcule și mai ales să înțelegi calculele numerologice. Așadar, vă așteptăm mâine pe site și chiar din această seară și sunt multe surprize care vă așteaptă acolo, așa cum am făcut și eu o surpriză să intru aici alături de voi. Vreau să văd o întrebare. O întrebare. N-aveți întrebări? Numai inimioare? Bună seara! De ce Suada privește asemănarea numai adulți? Aș primi și adolescenți și vreau să fac cursuri și special dedicate pentru adolescenți. Problema e legată de modul meu direct de a mă exprima și de a vorbi direct despre viață și lucruri, să zic așa, direct din viață. Și atunci mai sunt părinți care poate nu doresc ca acei copii să fie chiar așa de adevărat informați. Pentru că, ce-i drept, nu vrei să știi, nu știu, nu vrei ca acel copil pe care l-ai să știe chiar totul așa despre viață, cum stă treaba cu chipul respectiv, cu femeile respective, cu bărbații aceia, deși știu că ar fi educativ. Și doar cu permisiunea părinților, da, pot să-i primesc, doar că o să mă străduiesc să fac un pachet special de cursuri în care să le filmez sau să intru în direct pentru ei și să zic așa, să las deoparte anumite probleme despre viață, deși personal cred că ar trebui să le știe. Dacă am cenzurat și n-am lăsat încă acei copii sub 18 ani sau putem spune adolescenți deja, e tocmai din această cauză, ca să urmez exemplul părinților și să-i protejez de ceea ce doreau și ei să protejeze la rândul lor. Pentru alte informații mă întreabă cineva ce preț are cursul sau modulul. Mai știam încă o întrebare. Puteți intra pe site acolo și aveți toate prețurile pe fiecare modul. Este, pot să spun eu, un preț modic de început pentru fiecare, mai ales că ai acces cât vrei tu să te uiți la cursurile respective din nou și din nou. Așadar, puteți intra direct pe secretulnumerelor.ro la secțiunea cursuri și acolo aveți pe fiecare modul așezate și prețurile. Mă întreba cineva aici, ia să mă uit. Te rog să te uiți mai sus la întrebări. Suada, te-am întrebat ceva despre relația karmică de cuplu. Mulțumesc, e prea sus. Și dacă rulezi, se mișcă și așa camera tare și acum. Legat de relațiile astea de cuplu, karmice sau nekarmice, noi nu știm și nu mai ținem minte ce am făcut acum un an, acum 10 ani, într-un cuplu, nu oricare cuplu, în al nostru în care suntem deja. Știu că vă frământă întrebarea aceasta, oare ce-o fi fost în altă viață de am ajuns în această viață, noi ca și cuplu să avem conflictele respective sau atracția aceea puternică, sau dacă e din cauza altor lucruri pe care le-am făcut noi în altă viață. Și oricât de mult ați căuta să săpați și să aflați răspunsul la această întrebare, stau și eu și mă gândesc așa, nu ar fi mai frumos să găsiți nu răspunsul, ci să trăiți pur și simplu ce vă oferă viața, pentru că nu ai cum să controlezi oricât de tare a fost scris poate ceva în altă viață sau în această viață, ci poți doar să mergi mai departe. Eu sunt pe principiu mergi mai departe. Nu te dui înapoi și nu te uita înapoi, pentru că oricât de mult ai înțelege ce a fost și mai de mult și în altă viață și acum 10 ani, tu alt om ești acum și alte setări ai și în fiecare clipă te schimbi și omul acela se schimbă și ce ai de învățat, oricum va trebui să înveți, oricum ar fi lecția respectivă. Personal nu mă agăț atât de mult de ce a fost în altă viață, în viața mea, deși toată lumea văd că mă îndeamnă ce fi fost tu prin Egipt în altă viață, de te duci acolo. Personal, sincer vă spun, chiar că nu-mi pun întrebări, deși văd că totul se cam potrivește așa ca o mănușă când ajung aici, de la haine până la mâncare, până la muzică, până la oameni, dar mai am timp să călătoresc și în alte părți ale lumii și eu cred că am capacitatea să mă potrivesc cam în orice fel de cultură. Poate cine știe, când mă duc la chinezi, și încep să merg pe acolo și mă îmbrac și accesez așa cumva lumea respectivă, veți începe să spuneți și voi, crezi că ai fost acolo în altă viață? Faci parte din viața respectivă, din cultura lor și eu cred că cu toții am fost peste tot la un moment dat și legat de relațiile de cuplu karmice. Dacă așa de multe întrebări am pe tema asta, am să-mi fac timp, promit, și am să fac doar un live sau un curs sau cum vreți voi să-l numiți sau, eu știu, o intervenție în care am să vorbesc despre asta mult mai mult. Pentru că văd că se apar întrebări pe această temă și vreau să o abordez mult mai adânc și mult mai profund. Dacă sunteți așa alături de mine și mă susțineți, vă rog, scrieți-mi mesaje în privat pe Facebook sau pe Messenger sau într-un comentariu, într-un mail. Știți că v-am spus, loc de oftat. E bun și locul ăla de oftat, pentru că eu adun, intru, mă documentez și ați văzut că fac live-uri dintre acestea gratuite, cum zic oamenii, că ofer mult material gratuit, le fac gratuite și vă ofer răspunsuri pe baza povestilor voastre, chiar dacă, din păcate, n-am cum să vă răspund la toți, dar măcar le citesc și pot să colectez, să văd exact ce anume aveți nevoie și ce știu și eu, evident, să vă răspund sau să vă ajut. Așadar, încă o dată, ca și un anunț, am intrat într-un live să vă anunț că mâine începe cursul de numerologie și o să fie minunat, pentru că e alături de Eduard, de frumosul meu soț, și v-a pregătit așa cum face un adevărat, să spun așa, bărbat carismatic care ține foarte mult la calitate. O să adorați momentul respectiv și toate cele 9 module și mai ales că după aceea o să aibă grijă să selecteze oamenii, evident, care vor să meargă mai departe, să facem o echipă, pentru că avem nevoie de numerologi formați de Eduard care să lucreze cu noi, pentru noi, împreună cu noi. Și mi-ar plăcea tare mult să vă cunosc și să faceți parte din echipa mea și a lui Eduard, să fim împreună. De-aia insist atât de mult să participați la cursurile respective, pentru că Eduard chiar caută oameni cu care să meargă mai departe și să formeze oameni chiar și pentru aplicația lui de numerologie, și anume aplicația Secretul Numerelor, fiindcă n-are cum singur să gestioneze întrebările și răspunsurile la aplicația respectivă, cum se folosesc tabelele, ce înseamnă fiecare căsuță, și atunci are nevoie de oameni care au terminat un curs pe care să-i angajeze și care să-i formeze să meargă mai departe. Chiar dacă vreți, nu știu, să fie un hobby sau un part-time sau poate chiar un full-time, de ce nu? Dacă aveți o pasiune în numerologie, haideți cu noi, alături de mine și de Eduard și de toată echipa noastră, să ajutăm și pe alți oameni să se cunoască mai bine și să implementăm, să zic așa, o adevărată școală. Vreau să vă mai anunț ceva. Am început să scriu cartea Tainele Feminității, chiar aici în Egipt, și mă pregătesc intens pentru ea. Ce înseamnă asta? Ascult poveștile femeilor, ale bărbaților și scriu. Și scriu, și scriu, și scriu. Nu știu când am să o termin, dar în curând va fi gata. Dar am să am grijă să fie bine făcută, așa cum a făcut și cartea tehnici de citire a chipului. Am și un jurnal interesant pentru voi, că mă întreba oamenii dacă am scris acel jurnal. E un jurnal, mie îmi plac caietele, agendele, așa cu tentă orientală, vintage, tot ce are așa un aer antic. Am așa o chestie și pentru că niciodată n-am găsit personal un caiet de genul acela în care să-mi scriu ideile, notițele, absolut tot, am zis am să-l fac eu. Și l-am făcut eu și va fi din 1 aprilie. Acum se fac precomenzi cu hârtie din aceea fină, cu cadran dintre acelea așa împletit. Știți cum erau cărțile dinainte, așa frumos făcute și avea o grijă omul respectiv care le dezvolta să aibă toate acele detalii care țin așa de latura aceasta antică și orientală. Și am zis, mă străduiesc să fac și o astfel de agendă, sau că nu e agendă datată, e un jurnal în care, dacă voi sunteți cursanți sau vă place să luați notițe, iată că am făcut unul ca și pentru mine și va fi ediție limitată și pentru voi dacă vreți să aveți ceva din partea mea. Mă întreba cineva de ce scrie Suada Agachi pe jurnal. Pentru că e brand, pentru că așa cum vă cumpărați nu știu, pantofi dintr-un magazin și au Adidas și respectiv au simbol acolo, pentru că vă luați orice fel în jurul vostru, până și aerul condiționat are pe el un nume și Suada Agachi e un brand și de aceea va avea toate lucrurile pe care eu le voi furniza către oameni, numele meu înscris acolo. Numele meu să vă poartă noroc, să știți că mi-a purtat și mie noroc, așadar mi-ar plăcea să știu că e la voi în casa voastră. Ia să văd ultima întrebare și am ieșit din live. Să vedem ce mai găsim. Bună seara, bună seara! Acum... O, sunteți drăguțe și inteligente. Numai complimente am. Sunteți frumoși. Atunci ne vedem curând, am să intru în următorul live tot de aici, aștept întrebările voastre sau teme despre care vreți să discut alături de voi. Așadar, vă îmbrățișez, vă pup, vă iubesc de aici, dintre acest loc minunat și ne vedem curând. Ceau!